Organizația Caritas a Diecezei Sato Mare deschide din nou Târgul Moșului. Cei care doresc să-și surprindă persoanele dragi cu niște cadouri frumoase, speciale și făcute din suflet sunt așteptați la 10-a ediție a, 10 -a ediția Târgului. Anul acesta, în centrul orașului, vor fi amplasate trei căsuțe din lemn pline cu jucării și articole confecționate de beneficiarii organizației Caritas. Prin cumpărarea acestor obiecte, orice persoană poate să contribuie la sprijinirea familiilor nevoiașe. Târgul va fi deschis în zilele de 3, 4, 5 decembrie, zilnic, între orele 11 și 18 pe alea Corneliu Coposu din centrul nou al municipiului Satomare.